Zeci de țigani s-au strâns pe stradă să-și facă singur dreptate după ce o rudă de-a lor a fost atacată de un rival cu o sabie. Bărbatul a fost rănit la mâini și în zona capului. Ciprian, a venit Ciprian, pistoale, Rembo. Noi nu eram acasă, șef, hai, eram, hai, mergi, dar tăiat în cap cu sabia, se poate așa ceva, noi ne-am, suntem neam mare. Dar nu vrem să facem așa ceva. Pentru a aplana spiritele a fost nevoie de intervenția mascaților. Mai multe persoane au căzut victime colaterale. Cu ce a dat? Cu segi. Segi era, da? Da. Câți erau acolo? Era mulți ăia toți, care le-ai văzut. Doi! V-au atacat? Da. Duce cu Petri, duce cu orice. Era morți, Cătălin era morți, eu cu... Și cu nevastă s-a lăiat, aia, rugărea s-a lăsat copiii să-i păstrat. V-au amenințat iar? Nu eram noi. Era mort, era mort. Vii cu o sabie mare și cu ce? Pistol? Mergeți la noi să vedeți ce o veche are. Vreau să-l bag în pușcărie, pălăiețul, părepul. Eu nu sunt oică. Eu îl bag definitiv. Bărbatul rănit a fost dus cu o ambulanță la spital. Restul persoanelor implicate în scandal au fost duse la secție pentru audieri. Poliția a deschis un dosar penal și face cercetări pentru tragerea scandalagiilor la răspundere.